Bine ați venit la ediția de martie a Poveștilor Pictate. Este proiectul inițiat și coordonat la Centrul Cultural Pitești de colaboratoarea noastră dragă, pictorița și promotorul cultural de altfel, Mihaela Viorela Martin. Bine ai revenit, Mihaela! Bine v-am regăsit și v-am adus o invitată specială. Da, tocmai voiam să te întreb, da? Că ne-ai adus și un mărțișor cultural, da, noua ediție a proiectului tău și, bineînțeles, cu o invitată pe măsură. Da. Este vorba de doamna Georgiana Magdalena Ștefănescu. Am înțeles de la tine și o să te las pe tine să ne faci povestea dumnei pe scurt. Este de meserie avocat, dar o fire sensibilă, are chemarea artei, are muză, are sensibilitate, căldură sufletească și tot ce-i trebuie pentru a fi și un om de cultură, deja bine cunoscut în mediile culturale din București, iată că și din Pitești, din Argeș. Este pictoriță, este și poetă și ne va convinge pe parcursul întâlnirii de astăzi. Iar tema, ai ales-o tu, dragă Mihaela, foarte inspirată, Os de floare este tema ediției de martie și este chiar titlul unei poezii semnată de invitata ta și, bineînțeles, a noastră. Bine ați venit, distinsă doamnă, mă bucur bine că ne cunoaștem. Bună ziua tuturor, mă bucur foarte mult să pășesc în casele noastre și mai ales în inimile pe care le oferiți drept gazde astăzi în acest dialog. Pentru doamnele din dreapta și stânga mea am pură recunoștință pentru această caldă invitație și această onoare. În Pitești mă aflu pentru prima dată și ar trebui marcat acest moment în sensul că... Bine ați venit bine, în orașul Lalelelor. Bine că v-am găsit în orașul Lalelelor, fiind două flori superbe între atâtea lalele. Și la Centrul Cultural, deci tot pentru prima dată. La Centrul Cultural, cu atât mai mult simt o efuziune deosebită și o dragoste deosebită pentru ceea ce noi facem. Eu personal practic vindecarea prin culoare, așa am simțit că această menire divină se încadrează în ceea ce eu sunt și practic mă locuiește, adică nu este o chestiune de moment, este o chestiune care din copilăria mică a curs natural. Spuneam că în Pitești am venit cu și mai mare drag pentru că aici a primit primele amintiri din partea vieții acesteia soțul meu, Mircea Tomas Livescu, și am venit să calc practic pe pașii acestui copil care a fost el acum jumătate de secol. Deci lucrurile se leagă foarte frumos, aveți legături sufletești cu Piteștul și cu piteștenii. Vă vom descoperi pe parcursul emisiunii. Mulțumesc din toată inima pentru generozitate. Înainte de toate, o invit pe Mihaela să ne spună cum v-a descoperit. Și Mihaela, încă o dată îți mulțumesc că de fiecare dată, la fiecare întâlnire, ne aduci oameni valoroși, oameni de cultură, cu adevărat interesanți, sensibili și, bineînțeles, talentați. Te rog, cum ai cunoscut? Mulțumesc mult, Carmen. Cred că și tu mă provoci mereu să fiu, să-mi găsesc, mă impulsionez, da, și aici găsesc și locul unde mă regăsesc. Bineînțeles, a talentului tău, dar și a dăruirii cu care te implici în viața culturală și, bineînțeles, în evenimentele instituției noastre. Da. Titlul l-am ales pentru că așa l-am simțit, os de floare, poate să fie și figurativ, poate să-l iei în toate felurile. Os de floare chiar m-a inspirat, o să și pictez, o să și fac o pictură și o să spun că sunt inspirată de poezia doamnei Georgiana. Și ne-am cunoscut la expoziții, cum altfel puteam să ne... la un eveniment, la București, și mi-a atras atenția fiind o doamnă deosebită și chiar vorbește și foarte frumos prin natura meseriei pe care o practică, și de atunci păstrăm legătura, oricum ne cunoșteam și virtual mai de mult și comunicam. Vă admiram de mult, da, și de mersul acesta Povești Pictate intrase în bucuria mea de a investiga că se poate face act de cultură la nivel înalt și în provincie, să nu mai creadă bucureștenii. Dar cer iertare, am întrebat-o pe doamna Martin și nu mi-am dorit acest lucru. Vă mulțumesc. Noi căutăm într-adevăr să ne armonizăm. Pe doamna Martin am plăcerea să o fi botezat-o acum două seri într-o discuție privată pe care am avut-o privind această frumoasă emisiune, în care am plăcerea deosebită să fiu invitată. M-am întrebat-o la un moment dat care este culoarea preferată a domniei sale, a spus verdele și de atunci i-am spus moderatoarea de verde, să știți că se califică prin aceasta și se bucură. Va deveni un brand în mass media și sunt bucuroasă că am iscusit acest nickname, e prea puțin spus. Acest asociere. Un pseudonim, este totuși un substantiv comun, sigur. Da, chiar o să spun asta, moderator de verde, chiar îmi place, da. Dincolo de toate
toate, iertați-mă, vă rog, dincolo de toate aceste prezentări generoase care mă copleșesc de-a dreptul, eu sunt un instrument divin care și-a descoperit vocația, misiunea pe acest pământ, în sensul de a dărui ceea ce eu primesc din universul divin, de a dărui semenilor cu lejeritate din spațiul inimii. Nimic nu este deosebit în ceea ce vorbesc eu sau altcineva. E adevărat că unii dintre curatorii din București de expoziții de artă plastică, în special, mă califică drept orator la expozițiile domniilor lor la vernisaje și mă invită să expun cumva un discurs, nu este decât pentru a înălța vibrația unui eveniment și de a ne recalifica prin ceea ce noi suntem. Chiar suntem instrumente divine, nu avem nimic darwinist în noi, nici una dintre noi, mai, cu atât mai mult doamnele, să mă ierte domnii, nu e nicio discriminare, dar doamnele își găsesc mai ușor natura divină, de aceea poezia e plină de slavă, ode, imnuri pentru feminitate și doamnele deosebite, doar ce a trecut ziua închinată nouă. Este o promotoare adevărat feminității și a tot ce înseamnă acest concept și ne demonstrează de fiecare dată. Pe mine deja m-ați cucerit cu este reciprocă impresia, dumneavoastră, da, este plin de nu doar de sensibilitate, ci de spiritualitate. Mulțumesc. Deja ați accesat spiritualitatea aceea înaltă. Pentru că dumneavoastră, iertați-mă, aveți un nivel înalt de conștiință, ați perceput ceea ce eu fac aici și în general. Nu sunt un avocat ce și-a găsit discursul prin profesie, și mă recomand practic exact cum v-am spus, ca instrument divin care se rafinează în măsură ce oferă mai mult. La rândul meu am găsit într-adevăr empatie și comuniune în oameni total necunoscuți până la respectivul moment în care am rezonat atât de puternic încât mi-am creat practic un moto neașteptat: vă iubesc înainte de a vă cunoaște. I-ați atras energiile. I-am atras cumva, și asta repet, pentru că și dumneavoastră și distinsa doamnă Viorela Martin aveți această energie și această vibrație deosebită la frumos. Rezonanța aceasta m-a atras pe mine în mijlocul dumneavoastră și pe dumneavoastră probabil la evenimentele pe care eu le voi găzdui în viitorul apropiat. Chiar așa simțim și noi, dar până să accesăm poezia dumneavoastră, ați venit cu carte, ați venit cu creațiile plastice care sunt foarte frumoase și... Mulțumesc. Astrale, așa împregnate, da, de spiritualitate și de astral. Haideți să vă cunoaștem povestea, parcursul dumneavoastră de meserie avocat. Am înțeles că sunteți și membru al Uniunii Naționale Sigur a că, da. Barourilor din România, dar iată un artist plastic, dar și o poetă, nu știu dacă și scrieți proze sau aveți în plan. Faceți povestea dumneavoastră. Mulțumesc tare mult pentru prilejul de a expune ceea ce numim zorii existenței acesteia. Copilăria mea s-a petrecut în frumosul și bătrânul Tomis la Constanța. Deci unde v-ați născut? M-am născut în Onești, Bacău, dar părinții mei au locuit acolo cât primele mele 9 luni de viață. Practic eu am deschis ochii în Constanța, a rămas locul nașterii Onești, pe care l-am revăzut după 35 de ani, deci este irelevant, din păcate. Oneștiul a mai dat, a dat oameni de cultură și e un loc cu spiritualitate, da. Dar eu nu mă pot erija într-un nu știu, vlăstar al Oneștiului, câtă vreme am trăit și am deschis ochii în Constanța. În Constanța, unde ca și copil m-am maturizat, cred că abrupt, de foarte devreme și n-aveam niciun fel de atracție pentru jucăriile epocii respective. Vorbim despre epoca dinozaurilor, am mai spus-o în emisiune de televiziune, eu am 45 de ani și still counting, știți cum se spune, n-am niciun fel de mulțumesc asemenea. Doamnele n-au vârstă, dar eu, în general, considerând femeia zână, putem practic să folosim și numeralele acestea care n-au relevanță în povestea de destin. La Constanța a început toată această vocație artistică, să-i spunem așa, când profesorii, învățătorii și profesorii ulterior de desen găseau în mine ceea ce eu nu știam că dețin, anume... Observa talentul nativ, da. Nu știu exact, v-am adus și două lucrări din Frage de Pruncie. Este un portret, nu știu exact unde... Acelea două. Nu știu dacă mi-este permis să mă întorc. Da, vă rugăm. Portretul acesta este, cred că, al lui Byron, dacă rețin corect. Da, este executat în, cred că 70% ce vedeți alb combinat în acele nuanțe de mov și griuri, cu pastă de dinți, dacă vă amintiți, cei care au depășit 40 de ani, școală, da, lucrați, cu pastă de dinți, îmi displace să recunosc, dar eram ubicuitar la capitolul unelte, ustensile, ca o pastă de structură, cum prea bine spune artistul plastic, doamna Viorela, da.
Și găseam în portretistică la vremea aceea o plăcere deosebită, dar portretul este executat la 10 ani ai mei, deci în 88, eu născută fiind în 78. Da. Mulțumesc tare mult. Le-a păstrat mama, aceea este o copertă de bloc de desen, dacă știți blocurile de desen de pe timpuri, așteptam să se epuizeze filele, foile obișnuite ca să ajung să pictez ceva deosebit pe copertă și să nu se risipească, să nu cadă foile. Iar celălalt desen, practic, nu știu, am și o fotografie identică executată peste 3... La 10-11 ani. Anticipează maternitatea mea cu primul copil, despre care firește că nu știam la 10 ani. În anii 88-89 sunt ambele desene datate. V-ați proiectat de atunci. Am o fotografie identică, probabil, cum nimic nu este întâmplător și cum astralul este aici cu noi, vast fiind și noi nefiind doar materic și trup fizic. Practic s-a întâmplat ca peste ani să dau de această lucrare în birou, în cabinetul de avocat pe care l-am de 20 de ani în București, că nu mai suntem atât de tineri încât să spunem că ne calificăm ca membru al Uniunii Avocaților din România Naționale de 20 de ani. Prin prisma spiritualității, da. Nu există. Nu există, este extraordinar ce a anticipat și ce a punctat doamna, este minunat că regăsesc în dumneavoastră aceleași repere spirituale pe care eu le-am nativ, nu am făcut niciun fel de artificiu să ajung la această credință, din contră am cerut doar reconectarea mea cu ceea ce pot să fac și să dăruiesc ca să las pământul acesta pe care l-am găsit din păcate tern și cenușiu cu un zâmbet în plus, dacă nu voi putea să fac lumină neapărat în toate dosarele în care mă angrenez pentru clienții mei. Deși rar mai pierdem câte un dosar, recunoaștem, după 20 de ani devenim profesioniști fără da, să nu sărim etapele, să ne întoarcem. Da, v-ați născut la Onești, da, în Bacău. Mulțumesc. Apoi am crezut că ați uitat. Ați trăit copilăria, da, în Constanța și... Îmi dați prea multă importanță, așa este. Mulțumesc tare mult. Să înțelegem am, povestea sigur că de viață, da. Să luăm firul. Sigur, sigur, mulțumesc. Sunt copleșită de interesul și bonomia dumneavoastră. Îmi doream să nu-mi dați atât de multă importanță și să mă întrebați despre expoziții, despre copilăria ajunge, mea. Ajunge. Fiind un copil matur, distinse doamne moderatoare, eu nu am prea reușit să rezonez cu lumea copilăriei în sens clasic, personaje, cărți. Citeam cărți un pic mai evoluate decât cele recomandate, deși le aveam pe toate. Nu aveam, copilărie. Am avut o păpușă și pe aceea am pierdut-o, în semn că nu era pentru mine. Deci mi-amintesc că... Însă, cărțile. M-au atras cărțile, dar în măsura în care puteam să studiez și grafică și desen din ele. Aveam la Constanța primele albume de pictură, au fost, cred că, Botticelli și De la Croape, care mama și Goya, cred că, m-au speriat, știu că am mai spus într-o emisiune de televiziune, am deschis crezând că pictura înseamnă neapărat o estetică a frumosului. Eu așa credeam în copilăria mică, mă gândeam că voi găsi pagina, sigur că da, estetica urâtului, de la Tudor Arghezi până la Baudelaire și alții, s-a întâmplat că tocmai că urâtul, așa cum îl definim noi etichetar, că nu există urât și frumos. Dualitatea în tot universul este așa cum... Bineînțeles, sunt chestiuni subiective și care nu caută neapărat armonia, ci disensiunea, discriminarea. Dacă există la Tudor Arghezi, de exemplu, o estetică a urâtului cu, din, știți prea bine, citatele celebre din Bube, Mucigaiuri și Noroi, creată în frumuseți și prețuri noi, așa am găsit și eu în Goya, Neptun devorându-și fiii. Adică pe acea lucrare, dacă ar fi fost părinții acasă și m-ar fi supravegheat un psiholog, așa cum este acum, știți, lumea aceasta centrată pe consiliere și pe parenting și așa mai departe, ar fi găsit m-a în mine marcat, un... M-a marcat, pentru că era un zeu pe care eu îl consideram un monument de bun și bine din legendele Olimpului de Almitru, așa credeam eu că zeii sunt neapărat buni, pictura e toată frumoasă, ori asta era o greșeală, o copilărie, o naivitate. Am găsit arta grotescului, cred că prea devreme și am început să pictez portrete, cred că... M-a izbit realitatea prea devreme. Izbit realitatea și... Probabil vă sigur. Pregătea pentru da. Viața dumneavoastră culturală. Aceasta era, n-aș numi eu neapărat culturală, pentru că a fost un traseu firesc. Eu nu mă erijez nici un om de cultură, nici n-am să spun întotdeauna lucrul ăsta. Și mă onorează deosebit să fiu un pictor amator. Din moment ce mă apreciază nume de maestri profesioniști care au găsit de cuvință, pentru mine a fost un privilegiu divin, ca de exemplu maestru Valentin Tănase, care este... Haideți să urmărim parcursul. De la ce vârstă am început să pictez? Da. Pictați de la 10-11 ani? Nu, de la 4-5 ani, când îmi invitam părinții afară din cameră să pot să pictez cu ușa închisă. Spuneam, dacă mă poți lăsa să pictez, tata dădea din cap că da, dar dacă poți să închizi ușa pe din afară. Adică asta era bucuria mea, să rămân și să reproduc lalele din vază sau
chestiunile naive. A mers cei care v-au încurajat profesorul. Învățătoarea Loldia Voitinovici a găsit în mine un reper pentru care suplimenta explicațiile coloristice, pentru care, văzând aceste, doamna va urmări cu siguranță emisiunea și știe cât de mult o iubesc și o prețuiesc, mi-este și pe Facebook prietenă, actualizată cu tot ce înseamnă, voastră. Mulțumim tare, tare mult, la Constanța, la școala 36, am absolvit eu, eram o fetiță din aceea clasică, cu coroniță, cu note de 10 pe linie și de care profesorii aveau cumva grijă, eu nu eram un talent și la matematică și la științele exacte, să nu exagerăm. Evident, erați îndrăgostită de poezie. Dar nu-mi stricau mediile, știți? Da, da. Și totuși nu ați urmat un liceu de arte plastice. George Călinescu, filologie și limbi străine în Constanța. Ați absolvit un liceu Am absolvit de un liceu de filologie, da. Cu sub îndrumarea doamnei diriginte Maria Crudu, care era inspectorul județean pe vremea aceea de limba română la Constanța și invita, conducea un cenar la care noi participam, cei care eram atrași de literatură și de... Eram olimpici la deci limba și literatura română. Implicată și conectată, da, da, la dar viața nu, culturală. Nu percepeam nici pe aceea, într-un mod cum dumneavoastră o punctați atât de frumos și esențial. Erau chestiuni firești, pregăteam practic întâlniri cu scriitorii, așa l-am Pentru cunoscut pe Marin Sorescu. Aceste preocupări nu le regăsim la toți Adevărat, elevii. Dar... Vi se pare atât de firesc, de natural, da, pentru da. Că dumneavoastră erați ancorată în dar nu viața v-am... culturală. I să mă iertați, n-am apucat să vă spun... Nu, întâlnirile din ziua de astăzi probabil că se fac între youtuberi și tinerii. De... Da, am da, și doi copii de 10 și online, 12 ani, s-au mutat în online. Dar, din păcate, nu prea întâlnim preocupări culturale la majoritatea tinerilor, așa cum probabil... Dar se educă, să știți că se educă. Da. Eu pe copiii mei am determinat să citească spunându-le că o carte miroase mai frumos decât un cozonac și mirosind cărțile noi, au deschis mult mai des decât alți copii cărțile și au căpătat curiozitate. Subscriu la ceea ce... Mulțumesc tare mult, din nou empatizăm, da. Distinsă doamnă. Este... Apoi ați urmat... Facultatea de Drept. De Drept, dar voiam să vă spun și că în copilăria mică... De la parcursul cultural. O clipă, mi-am trădat vocația, cum chiar doamna diriginte a spus, mi-a lăsat pe o carte de final de clasa a 12-a. Așa a scris. Vă mențineți. Dacă ți-ai trădat vocația, sper să ai succes în drumul pe care ți l-ai ales. Cumva era un regret al profesorului care găsea în mine o formație de cadru didactic pe care eu niciodată n-am simțit-o și onest nu puteam să fac forțat ceva ce nu era scris pentru mine cumva, dar o mică paranteză, o analepsă, știu că analepsă se cheamă, nu în literatură, figura aceasta de stil, sau să nu greșesc să supăr critici literari, am prieteni critici literari notori, scriitori care fac ca pe o meserie, e o matematică pură ceea ce ei fac, iar eu rămânând amator în zona aceasta, risc să fiu și certată. În acest liceu, vă mai spun foarte pe scurt, veneau inclusiv Alex Ștefănescu, criticul literar care s-a prăpădit și a plecat la stele în urmă cu foarte scurtă vreme, s-a marcat acest eveniment trist. Mai bine s-ar fi marcat evenimentele literare la care domnia sa era protagonist, mai degrabă s-ar fi marcat acestea în presă, dar se organizau întâlniri cu scriitori la Casa de Cultură din Constanța, vă spuneam cu Marin Sorescu, acum este foarte dragă poeta Beatrice Sorescu, nepoata domniei sale, pe care am cunoscut-o în sediul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, UZPR, unde și eu colaborez, scriu în Cronica Timpului ocazional, atâta cât mă mai prind editorii și pe mine pentru anuare. Ce meseria pe care o practicați. Bun, ați absolvit dreptul, eu tot urmăresc. Sigur, o media 9-60, mi-a plăcut și dreptul. Unde? La București? La București, da. Doar că pentru anul 2002... La Constanța. Am gândit că avocatura care urma în mintea mea de adolescent să fie la... să închidă parcursul unei facultăți mai interesante decât literele, așa gândeam atunci, că nevăzându-mă în domeniul didactic, mama a fost profesor de biologie la pensie acum, știam eu că nu este cine știe ce rezonanță deosebită învățământul în anii 2000, vorbeam despre anii 98, în 2002 am absolvit, dar am migrat către drept pentru că gândeam din copilăria mică, atunci când eram întrebată ce vrei să faci, spuneam să apăr oamenii înăpăstuiți, cum ar veni. Adică, aveți un simț justițiar, da, principiul dreptății. Nu am, în poezii transpare citit, ironia, cinismul meu, că nu sunt doar sensibilă, cu siguranță. Tot de acolo le extrageți, tot din situațiile de Mulțumesc de viață tare că spuneți așa. Așa este și cu Osul de Floare, dacă nu știu exact cât o să ne permite timpul să discutăm. Timpul ne permite, da? Dar vă rog, dar acum să trecem și la creația Sigur. Dumneavoastră. De când ați început să creați la modul serios? Apariția, când ați avut debutul editorial?
La modul serios, o să vă dezamăgesc, da. N-am creat niciodată, pentru că este latura mea ludică această vocație. Așa da. Cred, așa o să rămână să cred, pentru că poate... Ca pe un hobby. Ca pe un hobby. Este o vocație. Da. Nu, este o vocație care curge de la sine și care, pe lângă profesia mea pe care eu o tratez acum cu relaxare și lejeritate, avocatura este într-adevăr o profesie, ar fi bine să fie meserie, că am realizat la matriță câteva, da. Știu eu, piese, dar nu este așa, este cronofagă, este energofagă, ea mănâncă ceea ce se cheamă timp, iar timpul nu există, e o creație a minții, eu am mai spus asta energia. În televiziuni. Haideți da. Să gândim prin prisma energetică. Nu da, sigur că da. Numai că ceasul și cu... resursele intelectuale. Sigur că da. Și timp. Cu voia noastră, limbile ceasului, eu chiar am un poem, port la gât un ceas defect, timpul în timp l-a tras în piept. Adică, până la urmă, timpul se autosabotează și ajunge să sufoce ceea ce oamenii ar putea duce la desăvârșire dacă ar mai fi fost peste cele 24 de ore, care înțeleg că, de fapt, sunt 16, nu? Așa spun... 16 sau 18. Ceva, da, deci, oricum, ne mințim și aici. Da. Exact, gândați, sunteți deosebit de pregătit în domeniul cuantic. Mai citi. Da. Da, mă pasionează fizica cuantică, îmi plac cărțile despre spiritualitate și vorbitorii în avem domeniu. Și emisiuni de avem și da. Oameni foarte pregătiți, da. Cum sunteți și dumneavoastră. Când ați, nu neapărat, da, când ați debutat editorial? Că publicistic bănuiesc că editorial. Ați debutat mai devreme. Da, vă punctez un pic și despre când am publicat prima poezie prin copilăria mică, în primele clase primare, pentru că se de organizau... Din era, da, da, era practic și aceea o consecință firească a participării mele la un cenaclu literar, condus de profesor Monica da. Popescu pe vremea aceea, la Clubul Elevilor, cum se numea pe vremuri Parcul Pionierilor, dar deja vorbim despre anii 90. Și anul 90, de exemplu, m-a prins la 11 ani și creațiile noastre se publicau în anuarele respective. Apoi am mai publicat, cred că referate de drept, undeva în anii 2000, Lexe Sciențiae în facultate, în timpul facultății, iar debutul acesta pe care îl numiți dumneavoastră editorial, nici da. Acum nu s-a consumat momentul lansării unui volum de autor, pentru că vreo 200 de poeme încă zac în selectare și reselectare, când duc spre finalizare un capitol, apare cu totul altă prioritate și eu distribuindu-mă... Ați scris numai poezii până acum? Am scris și proză, dar n-am publicat proză, pentru că... Vă așteptăm mulțumesc. Cu lectură. Mulțumesc tare mult. Poezia, cred practic... Cu dumneavoastră trebuie să alocăm vreo 2-3 ore. Nu, facem că pot să mă și opresc. Facem și o lansare de carte. Dar... Mulțumesc, mulțumesc. Dar atât de așa captivantă cum... încât nu ne-am plictisit. Nu cumva vorbesc prea mult și prost să-mi spuneți că sunt captivantă. Să știți că așa cum vorbesc de mult, așa și tac de mult. Adică la mine sunt contrastele care se îmbracă unul pe celălalt. Voiam să vă spun că... Abia o colegă avocat, Andrada Maran, Ingrid Andrada Maran, care este fica unei maestre avocat din București, doamna Cecilia Maran, pe ambele le prețuiesc într-un mod deosebit, din nou două instrumente divine la înalt rafinament șlefuite, care au găsit în mine, au găsit insistența în domniile lor de a mă determina să public. Și acum vreo, nu știu câți ani s-au strâns, 5 sau 6 ani, la editura Art Creativ, pe care o păstorește poeta și profesorul de limba franceză Daniela Toma, a găsit loc pentru aceste creații ale mele și a știut să le publicheze. Da. Primul volum publicat. Ați adus cu dumneavoastră? Am adus, cred că, 4 din cele. Acestea sunt culegeri, de aceea vă spun. Volum de autor nu am publicat. Lansarea, dacă doriți, o voi face și în Pitești ca să mă achit. Să-mi achit restanțele. Deschisă. Mulțumesc din toată inima. Sunteți deosebite ca și anfitrioni, ambele doamne. Mulțumesc tare mult. Dar asta vă spuneam, că am publicat 10 sau da. Poate 100 de poeme până acum, dar sunt în culegeri, în ediții colective. Și nici n-am simțit mai mult decât plăcerea de a mă învecina pe simeze cu alți pictori sau în cărțile respective cu alți poeți. Se vede, aveți spirit de echipă, dar mulțumesc. Se impune să aveți sigur un volum da. De autor. Și mi-aș dori să fie ilustrat cu cele mai recente creații ale dumneavoastră sau cele potrivite pentru din nou ați anticipat, pentru corect. Versuri. Ca drept dovadă că energia este totul în acest univers și de aceea nu am editat volumul până acum.
mă așteaptă distinsa Daniela Toma la Art Creativ. Cred că s-au strâns 4 sau 5 ani de când mă așteaptă. A fost conjunctura, pentru fi... că sunteți o natură. Nu știu, a venit și împreună cu dânsa. Mulțumesc din toată inima. Am să-i transmit și se va uita cu siguranță, va îmbrățișa poveștile pictate. La rândul său, Daniela Toma este un pictor abstract extraordinar. În cazul în care veți avea plăcere, aveți găsi în dumneai. Sigur, o așteptăm cu drag, da? Poate într-o mulțumim din toată inima. Cei care mă iubesc pe mine vor vrea să vin aici, vă garantez că veți avea o culturală. Mulțumim din toată inima. Bun, vreau să ascultăm și o poezie, două, da, semnate. Poți să citesc eu? Sigur că da, pe mine, da. Promit să nu plâng. Mihaela este un om care practică autocunoașterea, îi place să se perfecționeze, să se descopere, motiv pentru care merge, urmează un curs de actorie. Extraordinar. Și vă doresc mult succes și să vă vedem la Hollywood, de ce nu? Da. Cu siguranță există pentru noi. Și a dezvoltat chiar o dicție de actriță. Te rugă, Mihaela. Os de floare. Croiți am fost și tu și eu. Eu, os de floare. Tu, de zmeu. Brodați am fost și tu și eu. Pe soare, tu, în lună, eu. Când ții pe străzi în gura mare, arată-mi-te, os de floare, trag dorul ca pe un ciorap și fug în munții mei la trap. Ce vrei să vezi tu, os de zmeu, dacă îți țes cu grijă mereu cărări ca unui Prometeu? Cât să te plâng, cât când râzi ferice sub farmecele înarșice, tăiate, risipite în frig, doar să uit, să te mai strig. Foarte frumos. Mulțumesc tare mult. Da, o metaforă foarte interesantă. Mulțumesc tare mult. Care ne izbește cumva, os. Are o mulțumesc din toată inima. Dură. Nu am știut și că... Și asociat cu floarea, deci iată... Os de floare, practic... Când a scris-o. Mulțumesc tare mult, așa este. Este trăirea unei muze, practic, muze universale, care din timp în timp, din viață în viață, trage după sine o iubire neîmplinită și care arată minte os de floare, os de zmeu, acestea sunt durerile respectivei muze, care n-are nici nume, nici chip și iată, este practic o umbră sau un înger cu o aripă ușor frântă pe acest pământ. Am simțit să scriu asta pentru că întotdeauna într-o femeie există acel sâmbure de diamant, de aur sau cum doriți dumneavoastră de ultra prețios, din care ea practic devine o regină atunci când iubește și o slujnică sau o sclavă atunci când nu este iubită și nu primește depinde strălucirea. Depinde cum este abordată. Da, sigur că da. Os de floare este o armătură care vine să îmbrace sau să structureze gingășia. De aceea este această metaforă atât de fecundă, de încântătoare, de izbitoare, pentru că reprezintă exact o îmbinare perfectă a două contraste care se atrag în felul acesta. Osul definește structura, rezistența unui material, iar floarea cu siguranță gingășia și delicatețea. Și gingășie. Sigur că da. Într-o singură poveste sunt îmbinate os de floare, este fata practic și os de zmeu este polul opus. În antiteză. Așa este. Masculinitate, feminitate. Da, sigur că da. Ying și yang, da. Mai așa departe. Este. Haideți să trecem și la povestea lucrărilor pe care ni le-ați adus astăzi. Câte aveți până acum, câte ați realizat? Realizate și finisate, le expuneți. Cred că sunt 50 de lucrări din epoci diferite. În anii aceștia care au fost blocanți la nivel planetar, știți la ce mă refer? Anii pandemici, nu, da, n-am să-i numesc nici plandemici, nici pandemici, n-am niciun fel de opinie, n-ar conta oricum judecata mea sau imprimarea. Resetare atunci. Sigur, eu fiind jurist la bază, cu siguranță aș putea analiza și aduce argumentație logico-juridică și cât s-au încălcat din drepturile fundamentale și așa mai departe, dar ar fi steril, arid. Nu mai contează. Cu cât vorbim mai mult despre o energie neagră, cu atât îi dăm forță mai mare. Și n-are sens. A trecut pe lângă noi. Pe mine m-a ajutat că a trecut mai prin mine. Nu mai hrănim negativitățile. Exact. Așa este. V-am spus. Aveți într-adevăr în colega dumneavoastră
o coechipieră de înaltă ținută spirituală. Mă bucur, mă bucur. Pe cât de greu v-am găsit locația, pe atât de frumoasă este primirea și pe atât de frumoasă este conversația. E reciproc sentimentul. Mulțumesc din toată inima. Am adus foarte puține lucrări. Aceasta, da, de exemplu, este, am să încep cu ea, este dintre cele ultimele mele lucrări. Recente, da. Da, este chiar 2023, cred că decembrie. A fost expusă deja la Palatul Parlamentului. Super. Într-o... iertați-mă, n-aș vrea să stau cu spatele la cameră. Ce cum se denumire? Întâmplă? Cum ați denumit lucrarea aceasta? Aceasta este meditație, practic, aceasta. V-am adus două de acum aproape 40 de ani, da, tocmai ca să se vadă cumva... Sigur că da, în fine, se vede saltul astral, practic. Fiecare are, da. Aceste, da, lucrări toate au fost expuse în... mulțumesc din inimă, în expozițiile curatoriate și organizate de artistul plastic deosebit, pe care știu că și doamna Viorela Martin îl apreciază sau o apreciază, că este o distinsă doamnă, Carmen Florian. Este una dintre doamnele care, având în nume destinul florilor, au contribuit inclusiv la trezirea mea. Deci Florian, floare, firește, este chiar născută primăvara pe 18 martie, îi spunem de acum la mulți ani și creație longevivă înainte, a găsit în mine această poezie a culorilor vibrante și m-a îndemnat, m-a încurajat să particip la evenimentele pe care le organiza în locații în care n-aș fi gândit niciodată să duc această meditație sau, adică au fost privilegiate cu expoziții la Cercul Militar Național, Palatul Armatei, pe care toți îl știm. Da. Mulțumesc din inimă. A beneficiat de o cronică, n-am să-i spun eu, dar era laudativă, am să spun totuși așa, mai simplu, mai modest, din partea maestrului Valentin Tănase. Încercasem și mai devreme să vă spun că este un maestru, într-adevăr, care a găsit desăvârșirea în arta plastică și care a ilustrat, inclusiv cu doamna Martin am comunicat aceste superlative aprecieri față de domnia sa, m-a încurajat cu această pictură astrală și a găsit toate valențele personajelor mele în ascensionare, așa cum este ascensionarea femeii pe fondul acela pare roșu, și mama Gheia, vibrant, da, și așa, sigur că da, eu cu cât mai multe interpretări, cu atâta mai mare e bogăția trăirilor mele. Iar spuneam că au fost expuse inclusiv la Bridge, acum este o expoziție în derulare, nu știu exact cât timp avem, iar aceea este o muză din Agarta, lumea interioară, din interiorul pământului, practic sau geografia. Shambhala, da? Da, sigur că da. Mă provocați foarte mult și s-ar putea să vă rețin după program. Glumesc. O să mai avem și alte întâlniri. Mulțumesc din toată inima. Avem mult de vorbit, avem mult de lucru, Mihaela, și să ai grijă să, mulțumim, să mai programăm cu doamna. Este pentru mine un izvor de recunoștință pură să văd că există oameni ca dumneavoastră și dacă am plecat de pe această planetă mâine, ar rămâne bătătorite căile pentru talentele care vin. Eu nu m-am considerat niciodată un talent, culmea că s-a tras de mine să ajung să public sau să fac un demers artistic. Ca și Mihaela. Da, da, cu siguranță. Da. La doamna am găsit delicatețea și culorile vibrante pe care, dacă eu nu le identific, nu pot merge înainte. Adică s-a ajuns la un nivel la care provocarea este strict la nivel subtil. Deci nu mai are nicio importanță cine sunt acele artiste sau acei artiști. Aș fi refuzat cu plăcere dacă ar fi abordat ceva grotesc care ducea în derizoriu mesajele divine, dacă, deși admir și pictura aceea, cum spuneam, estetica urâtului este fără doar și poate parte din viața noastră, dar vă spuneam că, de exemplu, Ascensionare și cealaltă din Agarta au fost expuse inclusiv în Italia. Am găsit, dacă mi este permis acum, dacă nu mai întrebați-mă, am participat anul trecut la o expoziție la Fuji Expo, organizată de un maestru considerat într-adevăr ca în lista grandii maestri din Roma, este de o modestie rară, Elvino Echeoni, dacă mi-e permis vă și arăt, da, la cameră. Elvino Echeoni, a cuore aperto. Domnia sa se va bucura pentru că urmărește, mi-a dăruit această carte care reprezintă inima sa deschisă. Este o persoană și o personalitate cu o deosebită carismă și cu un nivel spiritual elevat, cu o conștiință deosebită. M-a invitat printr-o colaboratoare a domniei sale și prin pictorița Elena Alisa Boață de la Roma, care pictează de 20 de ani în Cetatea Eternă și pe care am avut plăcerea să o cunosc tot la evenimente culturale. De la început a venit către mine și mi-a spus: vei veni la Roma, tu pictezi, am văzut pe Facebook o singură lucrare. Așa s-au legat lucrurile, fără să existe acele
pile despre care vorbește lumea, acele blocaje despre care lumea vorbește, că cine știe cine a adus-o, cine știe cine... Dacă îmi doream celebritate, deja făceam de la 20 de ani. Energiile se atrag. Cum vă percep colegii de braslă? Colegii mei de braslă, e foarte bine că m-ați întrebat. Mă percep, să nu se supere doamna Martin pe noi că vorbim prea mult, monopolizăm discuția. Nu. N-aș vrea să mă certe apoi, să știți. Calitate de promotor cultural. Eu nu știam că vom fi trei la cadru și mă gândeam să nu omenajăm pe doamna. De autor, o lăsăm să vorbească mai mult, dar acum rostul este de promotor cultural. Deci nu încălcăm un cod aici în poveștile pictate. Nu sunteți un personaj din poveștile pictate. Am aflat în sfârșit că sunt un personaj. Vă va dedica o lucrare. Mă bucur tare mult pentru ceea ce spuneți, mă copleșește. Nu, n-am să mă gândesc asta ca să nu-mi creez o emoție suplimentară. M-ați întrebat și n-am uitat, la asta m-a ajutat avocatura, la memorie. Memoria s-a dus către celeritate, totul se caută în sertărașe, cred că ar fi interesant de fotografiat memoria unui avocat. Și multitasking. Adevărat. Se întâmplă că mulți dintre colegii mei sunt la rândul lor talentați. Noi participăm anual la Avocart. Avocart, în cadrul Palatului de Justiție, reprezintă un eveniment la nivel național pe care în ultimii ani l-a organizat Silvana Racovicianu, colega care conduce și ADSA, Asociația pentru Drepturile Avocaților, și acum este consilier în Baroul București, admirabilă ființă și creator, în sensul că, promovând ca și distinsa doamnă Viorela Martin cultura, se erigează deja într-un creator, pentru că șlefuiește diamante. Ne-a invitat pe toți, am avut un loc sub soarele acelui eveniment Avocart în anii trecuți, deja sunt 3 ani de când expunem și am beneficiat într-adevăr de expunerea aceasta, încât colegii mei, având și grup de WhatsApp și toate celelalte pe site-uri publicate, există un cont al meu pe juridice.ro de artist mai mult decât de avocat, s-au mai întâmplat articole în presă și colegii ne percep cu lejeritate, e normal. Și de altfel în istorie știți că mulți dintre avocați au fost scriitori și pictori talentați, da, sau... Așa este. Arhitecți ca a doua valență profesională. Fiind apropiați, sigur, da, prin natura, sigur, profesiei, sigur. Da, să nu mai spunem meserie. Adică nu a fost niciun fel de... Oameni sunt foarte deschiși și foarte sensibili la problematica socială și adevărat. La aspectele frumoase, adevărat, ale vieții, nu doar la partea întunecată. Haideți să revenim și la poezie. Ne citiți și dumneavoastră. Ne Eu pot să vă Mihaela. Citesc. Nu am căutat ceva deosebit, dar cred că aici... În, la alegere, așa. La alegere. Fac și eu, da. Mulțumesc foarte, foarte mult. Pe masa frumos, aceasta minunată... Bazar de coral. Nu? Bazar de coral, da. Este titlul pe care Daniela Toma... La, nu știu exact cum vă ține microfonul, încât să nu fac și altă... Vi-l țin eu. Vă mulțumesc foarte mult. Nu vă tratez, să știți, cu spatele. Vă mulțumesc. Atâta cât mai văd eu de bine să vă citesc poeziile mele, am să vă citesc un poem scurt pe care îl găsesc cumva reprezentativ și pentru profesia mea. Dacă acestea pe care le găsesc în cartea Bazar de Coral sunt popriri risipite, iată, tot un termen juridic, biroul meu de avocat... Dresură de ouă, pe care doriți dumneavoastră o citesc, artificii cosmice, coadă la geneză, în fine. La alegere. Bine, atunci citesc biroul meu de avocat. Biroul meu de avocat curgea pe lung, din lat în lat. Iubirea se cerea împărat, iar soarele sărea în pat. Răstălmăceam turbați un dat, poemizam nedigerat. Adesea te trezeai rotund, cu dezmierdări de vis fecund, ce ți zvorau sangvin din prund și ruginau cu amar de grund. Mai știi că într-un basm de mai mi-ai desenat sumar un rai pe care rar îl mestecai să-ți crească în creștet corn de cai? Din corn în corn, din mai în mai, am vârfuit dureri de scai croite în pielea mea avidă, doar vertical cariatidă, pe scări de iad, zână perfidă, o parioare de coridă? Îți cer să-mi pămânți din nou captiv, în constrictor la sou, să mă deștept și eu rotund, prin urlet prost, de vis fecund. Cam atât de cinic. Foarte și de ironic. Da, sunteți influențată. Mulțumesc din inimă. De, sunt influențată, nu? Da, de avocatura dumneavoastră și aveți. Într-adevăr, și acest simț. Nu știu cum să... Noastră pun la loc declarați acest... ușor ironică, dar eu spun că sunteți un om care ia atitudine. Este și da. Un aspect, o latură socială. Cu siguranță. Din poeziile dumneavoastră. Dar poezii despre iubire, feminitate.
Există. Dar ați atins, și în poveștile fac o paranteză ca să nu uit să vă spun că ați intuit din nou corect, nu pot să nu marchez această empatie pe care o simt pentru ambele doamne în mod copleșitor de total. Se întâmplă că, da, latura socială a mea ca avocat s-a manifestat, pentru că sunt unul dintre avocații voluntari care intră în școlile bucureștene pentru a trezi conștiința juridică a puștilor de astăzi, le spun frumos, eu iubesc pe toți și știu că intru la clasele unde am avut plăcerea deosebită să intru, într-o școală din sectorul 3, la 5 clase de a 8-a, ei sunt între 14-15, poate că 15 ani jumate, 16, au avut experiențe extraordinare în cadrul proiectului Fii avocat în școala ta. Noi veneam cu slide-uri, la clasă, la ora de dirigenție în special, se făceau niște dialoguri extraordinare din care eu am tras concluzia și vreau să succint să vă enunț că tânăra generație care urmează, care vine după noi, nu doar că va păstra bazele acestei românii care din fericire există și prin voia divinității, că la cât au sufocat-o toate poveștile sociopolitice, economice, exact, putea să divină. Absolut, absolut, nu degeaba se numește Grădina Maicii Domnului, dar vreau să vă spun că acești tineri care astăzi se formează, chiar și pe băncile învățământului blamat românesc, care nu poate să taie decât aripi și nu poate să crească spirite, este și aici cu subiectivism interpretarea făcută, pentru că cine vrea învață, cine vrea să crească, să se trezească spiritual, o face, o face individual, pentru că i-am văzut treziți, i-am văzut cu ochii strălucind de bucurie și de interes, le-am spus și i-am încurajat cum poate alți profesori de la alte discipline n-au reușit să facă, având o materie de structurat, o programă de urmat și așa mai departe, au eludat cei mai mulți, au eludat exact esența acestor copii care practic ar fi spiritul lor. Dacă te-ar respecta și mai mult, dacă le-ai spune eu am venit aici pentru voi, nu ca să vă pun note mici, nu ca să vă altoiască la purtare diriga și așa mai departe, am venit ca să ne împrietenim și să facem din demersul ăsta, nu o joacă un haos, că e ușor de găsit anarhia la copiii fără discernământ, eu le predau toate aceste noțiuni de care ei sunt fascinați. Nu se știe că de la 15 ani cu acordul ambilor părinți poți să câștigi bănuții tăi împărțind pliante în fața unei farmacii, de pildă, sau ei sunt bucuroși că au atâtea drepturi despre care nu știau, aud de la părinți doar poverile impozitelor, taxelor, corect, întreținerea la mai știu orice imobile unde locuiesc, dar uităm și noi adulții și uită și copiii, că n-au știut practic niciodată, neavând discernământ, ce consecințe, ce impact au faptele lor când se califică juridic și nu mai sunt greșeli, acolo sunt fapte penale și nu ne mai jucăm, ne pierde zâmbetul și mie în instanță, stimați privitori și prieteni ai noștri, ai distințelor doamne, zâmbetul în instanță nu-mi strălucește întotdeauna pe buze, pentru că sunt cauze dramatice, spețele pentru că pe intru aveți, în, și în spețe pe dreptul familiei cu copilași abuzați de părinți torționari sau mai știu eu ce, nu numai acestea, dar voiam să credeți că te poți detașa și în acele momente încât să fii compasiv, nu milos, că mila este o vibrație joasă care ne ține la podea pe toți, ori compasiunea mă face să îți întind mâna și să te trag după mine dacă sunt cu o treaptă mai sus. Adică, cred eu că se îmbină aceste valențe pe care dumneavoastră sunteți mai mult spre a practica avocatura, da, în spiritul legii, nu neapărat în cuvântul legii. Și, și aici este extraordinar ce ați spus. Sunteți foarte deschisă, dar este o pledoarie extraordinară. Iertați-mă, pe care o faceți. Să mă limitați. Latura dumneavoastră, da, profesională, v-a făcut perfectă pentru o excepțională pledoarie pentru educație civică și simț. Mulțumesc, civic. Sunt chestiuni ad hoc. Dar sunt multe de vorbit cu dumneavoastră, sunteți foarte complexă. Mulțumesc, și erudită. Lumea e complexă, ne obligă să fim. Așa este, dar și dumneavoastră. Și vreau să vă aduc la poezia sensibilă pe care cu siguranță ați scris-o, poezia despre iubire, feminitate, cu care aș vrea să încheiem emisiunea de astăzi, pentru că suntem la poveștile pictate ale Mihaelei. Da, și sigur trebuie că să, da, n-am ales, dacă mă ajutați. Este inspirată atunci când aude despre iubire, feminitate. Da, doar că ar trebui să-mi caute, iertați-mă, că am să dezordonez ce ați pus dumneavoastră aici. Aș fi vrut să citesc o poezie care nu știu exact unde se găsește în clipa aceasta, așa că dacă mă mai întrebați ceva, am să vă răspund până am să bâșbui pe aici. Probabil, dacă spuneți despre iubire, am și vers alb,
dar este tot o poezie despre iubire, cred că ușor dramatică. O doriți pe aceasta sau mai... Dorim, ce considerați dumneavoastră că vă reprezintă, este poezia noastră. Eu doar am vrut să scoatem la suprafață și poezia de iubire. O să las să oferiți publicului o lectură din cărțile dumneavoastră, din lirica dumneavoastră. Eu trebuie să mă retrag, merg către un alt eveniment. Mihaela, rămân. Orice eveniment primește strălucire prin prezența și implicarea noastră. Permiteți-mi să vă spun și dumneavoastră, așa cum am mai declarat foarte rar până acum, că vă iubesc fără să vă cunosc și că am deja pentru dumneavoastră un dar pe care aștept să vi-l ofer când ne vom întâlni cu proxima ocazie. Toată prețuirea, darul veți fi dumneavoastră la proxima întâlnire pe care o punem, o stabilim de comun acord. Mulțumesc tuturor, rămâneți în lumea cărților doamnei Georgiana Magdalena Ștefănescu. Mulțumim, Carmen. Mulțumesc, dar recitesc o poezie, da? Asta doreați? Mulțumesc. Artificii cosmice, din aceeași culegere Bazar de Corali, apărut în urmă cu 2 ani la București, la editura Art Creativ, este data aceasta în vers alb. Mai știi lacrima aceea ruginită pe care am născut-o împreună, dar am plâns-o doar eu? Ploua. Nu s-a pierdut în ploaie. A stat agățată pe sârmă, l-a uscat un secol și o clipire. Până când, la un sughiț al norilor, printre pacienții uitați de soare pe coridoare, și-a dat drumul și-a urlat. A urlat la urechea ta. Te iubesc, schelet diform al mirărilor mele bețive, vedeți? Nu sunt numai o tipică neviciată autoare. Te iubesc, gard de tunuri osândite să muște cu buzele dinții sărutului. Te iubesc, preludiu tardiv într-o veșnicie, ce-mi face cu ochiul în weekend și îmi ia bilet la filme încă nejucate, nejudecate. Toate buzunarele istovite sub măruntaiele corpolente ale viselor expirate, ori cerșite la porțile lumilor, au crezut că gravitația este un fard de ten. Că pot aduna și risipi printre degete de zi riduri senzuale de noapte, piei febrile, virusuri romantice și glazură de omăt pripășit estival. Te iubesc, spirală de soare, pripon karmic, croit ancestral dintr-un mal. Super, super. Și titlul cărții chiar mă inspiră, Bazar de Corali. Acesta îi aparține, este o metaforă a Danielei Toma, pe care o admir într-un mod deosebit. Și pentru că am amintit de doamna, am văzut pe spate ceva scris de doamna Daniela Toma și cu permisiunea dumneavoastră mă bucură tare mult să citesc, pentru că tot am văzut de la distanță, dar voi citi ce a scris doamna Daniela Toma. Poezia de dragoste, în diversitatea ei de sentimente, rămâne spectaculoasă în lirica actualului context, tocmai pentru că, atunci când este adusă în prim plan, imaginația e natural debordantă și îndrăzneață, comunicarea profundă și deseori plasticizată, mesajul tulburător, prin urmare, efectul nu poate fi decât impresionant, ca și în cazul acestui volum, Bazar de Corali. O realizare estetică, susținută într-o formulă literară proaspătă, efervescentă, reprezentativă. E un moment bun pentru a nu renunța la entuziasmul pe care îl presupune poezia de dragoste, în special, nimic nu este limitat aici. Realitatea însă își abundă de contraste. Provocările ei vin odată cu fiecare respirație. Pe de altă parte, evadarea în poveste scoate la iveală lumi interioare, idei noi, conotații care nu încetează să uimească, astfel că cititorul, iubitor de poezie, nu poate fi decât captivat de toată diversitatea de întreaga frumusețe. Versurile sunt dinamice, valorificate din esența vieții în raport cu timpul, tind să depășească multe dintre canoanele tradiționale. Dominant rămâne însă umanul deslușit într-o notă aparte, într-un registru de totală implicare. Prin urmare, și în acest volum, poezia se află într-o zonă a responsabilității, conștiințele mărturisesc cu și mai multă sinceritate, fapt care păstrează echilibrul vădit între rostire și închipuire, adevărata natură a cuvântului, trasează și menține limitele existenței umane, formele prin care se remarcă. Daniela Toma. Mulțumim, aceasta Daniela este o Toma. Pledoarie lirică desăvârșită, deci, și se va bucura foarte mult. Mi este și dragă prietenă și mentor în creativitate și în expunerea poetică pe care o am în prezent. Se va bucura foarte mult că i-ați citit pledoaria, în care și eu cred. V-am exemplificat anterior dinamica versului. Așa am simțit să citesc ceea ce a scris, pentru că mi s-a părut foarte interesant și va descris așa, într-un fel,
exact cum mă cunoaște, să știți, nu știu. Trebuie să mă delimitez de această asociere unică. V-am spus, aceasta fiind o culegere, pledoaria de pe final, o antologie, deci o ediție, o carte colectivă de poeme, pledoaria Danielei Toma se referă la ceea ce a surprins prin acest demers, la poezia tuturor celor care au publicat aici. Iar dacă îmi permiteți... Acum am observat că este antologie. Asta vă explicam, că nu am un volum de autor. Îmi mai este îngăduit să povestesc puțin despre expoziția de la Roma sau nu mai este timp să-mi spuneți? Anunțat. Puteți. Vă mulțumesc tare mult. Este ceva ce ajută să vă spun și dumneavoastră. Faptul că am întâlnit la Roma artiști cu adevărat desăvârșiți prin creația lor plastică, dar care, ca și aici în România, vârfurile sunt dublate de modestie și de un rafinament deosebit, de demnitate, de candoare, de la orice vârstă, deci nu are legătură vârsta noastră fizică și lipsa timpului, care timpul oricum neexistă, ne cramponează pe toți de programe mentale. Am găsit oameni valoroși. N-am crezut vreodată să expun la Roma, de fapt la Fiuggi, este un tărâm scăldat de o energie deosebită și o lumină aparte, la câțiva kilometri de Roma, practic, este acest Fiuggi, o stațiune balneoclimaterică deosebită, dar cu pictori și cu artiști de la Roma, care vara fug de tensiunea capitalelor supraîncărcate și se refugiază în acest loc magic. Am expus alături de Anita Mecheli, de exemplu, îmi place să o laud pe distinsa doamnă, care m-a plăcut din prima și cu care am avut discuții din nou inedite și a apreciat lucrările subsemnate, deși iar nu mă gândeam și n-aș fi așteptat niciodată așa ceva. Are 92 de ani și participă la expoziții. Este o personalitate care, sculptor în bronz și pictor, căutând-o pe Wikipedia, veți descoperi că de 70 de ani pictează și sculptează în bronz, o zână rafinată care locuiește pe o colină undeva în Roma, într-un imobil care îi poate expune aceste creații. Am cunoscut-o de asemenea pe Giussi Mataliano, o maestră pictor care are o galerie deosebită, unde și doamna Elena Lisa Boață, prietena aceasta deosebită, cu o structură umanistă și angelică aparte, activează în acest atelier cu galerii, cu expoziții la Roma. Dar din România am expus cu pictorul eminent, în opinia mea, care este, cred că, și veche cunoștință cu maestru Valentin Tănase. I-am văzut îmbrățișându-se la un vernisaj și m-a bucurat enorm că arta nu mai are nici bariere de multe secole, cu siguranță, și rezonează doar prin inimă, cu pictorul Traian Lae, care este un reper în arta grotescului, dar care mi-a declarat într-un interviu pe care l-am realizat în Cronica Timpului, revista de top a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Mi s-a dat acest prilej să-i fac domniei sale, pictorului Traian Lae, un interviu întreg pe o pagină imensă, în care a expus 1% din creația și viața domniei sale, dar am înțeles atunci că frumosul, practic, urâtul potențează de fapt frumosul și că este un ludic la baza acestei vocații. Am expus și cu fiul domniei sale la Fiuggi, în Italia, care din păcate a plecat prematur la stele la sfârșitul anului trecut, Adrian Lae, pe care noi îl elogiem, din păcate, post-mortem, dar cu care suntem în continuare mândri să ne asociem. Și am cunoscut, într-adevăr, oameni care deschid căi, cum sunt cronicari de artă, ca Roberto Chiapini, sunt oameni... Am dat un interviu la Fiuggi, corespondentului de presă Radio România Actualități, care s-a aflat la acest eveniment și s-a publicat acel interviu pe Radio România Actualități și Radio Cultural. Iată, sunt chestiuni care ne țin aproape unii de alții și doar regretul rămâne că nu ne-am descoperit mai devreme, că puteam face mult mai multe povești pictate împreună. Da, așa este. Vreau să mai întreb de proiecte pe viitor, dacă vreți să mi le spuneți. Cu siguranță proiectele, neavând o organizare deosebită, am să le transcriu acum cumva pe o pagină a minții. Proiecte nu am în mod deosebit, altele în afară de a finaliza un volum sau două de poezie, pentru că s-a creat o presiune, dragi privitori, adică cu cât am amânat eu mai mult, cu atâta a devenit mai efervescent conținutul și va răbufni cumva undeva. Mă așteaptă câteva locații frumoase din București. Ne referim la
chestiuni frumoase în sensul Casa Schiller sau alte locații unde se produc evenimentele acestea culturale de înaltă ținută. Mi se oferă tot felul de posibilități, dar timpul, așa cum nu există, pe atât e de delimitat, să duc dosarele la bun sfârșit în care m-am angrenat, să public aceste volume despre care vă spuneam, să organizez în sfârșit o expoziție de autor. Parte, mulțumesc din toată inima că ați lansat invitația în fața telespectatorilor noastre. Într-adevăr, să organizez o expoziție de autor, pentru că aceste 50-60 de lucrări pe care eu pot să le aduc în fața iubitorilor de culori vibrante merită să-și primească botezul, toate, nu doar câte 2, 3, 4, 5, la Cercul Militar Național în decembrie în București, tot la invitația lui Carmen Florian, care mi-este o aripă din... Știu că o iubiți și dumneavoastră și vă prețuiește în mod reciproc. Carmen îmi este, într-adevăr, nu doar promotor, un prieten deosebit și o aripă din ceea ce eu mă înalț a fi ca angel radios în culorile acestea. La Cercul Militar Național la Galeria Foyer am expus aproape pe un perete, atâta încredere a avut în mine Carmen, încât m-a invitat să aduc câte lucrări doresc, să umplu jumătate din peretele unei galerii, ca cele care sunt, le cunoașteți prea bine, sunt clasice deja. Sigur că apar și vocile acelea care blamează amatorii, dar cu cât sunt aceia mai vocali, criticii din umbră, în general sunt anonimii care în spatele tastelor găsesc tot felul de inspirații cu care se încarcă, practic, doar se otrăvesc. Să nu-i mai amintim ca să... Da, da. Pe atâta sunt de deschiși pictorii mari și oamenii de artă, celebrii, să încurajeze pictura contemporană a amatorilor, pentru că, iată, nu este pervertită de rigorile școlilor de pictură, cum prea bine știți, pentru că pictați și v-am văzut rafinamentul în rochițele acelea de balerină, în ceea ce am stat într-adevăr pe la 3 dimineața și am gustat arta noastră, vă felicit din toată inima. Mulțumesc mult! Expuneți și clar obscur acela pe fond negru, lumina unei rochi arată practic ca personaj în sine. Da, proiectele mele acestea sunt legate de copiii mei care sunt talentați și ei în domeniul artelor plastice, să-i pun cumva pe un făgaș, pentru că fiica mea, Maria Calinda Livescu, copiii se numesc Livescu după tatăl lor, căsătoriți pe nume diferite, așa este cu noi zânele, ne păstrăm numele, glumesc. Practic își dorește foarte mult, de la 10 ani câți are acum, dar în urmă cu 2-3-4 ani a pornit această idee, să expunem împreună, desenează ca un artist profesionist, nu pentru că sunt eu mama ei, ci pentru că au spus-o alții înaintea descoperirii acestea a personale. Și acești copilași doresc să expună împreună cu mine și fratele este talentat pe parte grafică mai mult, dar creativ, foarte creativ. Și probabil vor exista expozițiile acestea în trei. Voi mai participa în continuare la expozițiile lui Carmen Florian, dacă v-a mai dori să mă invite. Vin și la dumneavoastră aici, deci vedeți câte proiecte am. Cum să nu? Vă invităm cu drag și la București când vom expune. Mulțumesc, acolo vă invit și eu în diverse ocazii și m-ar bucura tare mult. Și fiica mea, care este prezentă, desenează și pictează. O salutăm și mă bucur tare mult. Am descoperit-o ca pe o completare, din nou, de lumină divină a dumneavoastră. Vă și seamănă, este și foarte frumoasă, așa cum sunteți și dumneavoastră. Și îl văd și pe tăticul ei fericit în dreapta domnișoarei. Nu pot decât să doresc ca generația pe care o reprezintă fiica dumneavoastră să triumfe prin ceea ce a lăsat Dumnezeu frumos omului. Ca așa să ascultăm numai despre pericole și peripeții și substanțe interzise și v-aș putea vorbi despre asta 3 zile, numai că nu mă încarc cu ele. Le expun atunci când e nevoie la o oră de fi avocat în școala ta, după care uităm, pentru că nu sunt fundamentale. Li s-a dat prea mare importanță și au devenit un flagel, că dacă s-ar fi limitat oamenii să încerce și să iasă din zona aceea de dark, n-ar mai fi fost așa un fenomen și o problemă. Deci ne bucurăm tare mult că tânăra generație pe care o lăudam anterior, reprezentată și de fiica noastră, și știu că nu sunteți doar mămica unei fiice, ci mămică de trei vlăstare, da, în generații diferite. Am o fată și un băiat, da. Senzațional, să vă trăiască și să aveți binecuvântări divine în dumneavoastră. Familia aceasta frumoasă. Atât de tânără și trei copii mari, da. Nu se poate mai mult. Sunt așa cum suntem noi, zânele, cum spuneți. Da, vedeți? Mi s-a întors... Zâna de verde. Da, mulțumesc. Moderator de verde, cum a spus. Chiar așa dacă chiar vroiam să mă îmbrac în verde, nu știu, ceva... E mai mult că purtați crucea aceea de verde, renaștere. Da. M-am îmbrăcat în mob, dar cred că n-a fost cumva întâmplător, pentru că în sală este o poetă, Raluca Hana Sandu, care... O salutăm și o îmbrățișăm. A scos un volum cu pictura mea pe copertă și este Fata în mov.
Dacă și poate să vină mult. Să ne o prezinte. Și eu am o lucrare a mea pe coperta unei cărți de poezie. Superb! Și n-ați știut? Vă poftim alături de noi, dacă mi se permite să preiau două, trei atribute din prezentare. Mulțumesc, eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Da, eu am venit la făcut o surpriză la splendid. Povești pictate. Permiteți să studiez și eu? Da? Da. Mulțumesc, văd că aveți două să aceasta răpesc. Este chiar pentru dumneavoastră. Oh, mulțumesc și tare mult. Primul exemplar e cald, așa, despre care proaspăt sosit de la editură, da, cu acum s-a lansat în soare, da? Acum, da, nu l-am lansat, doar l-am primit de la editură lansat. Și am vrut să aplauze gălăgioase și să aibă longevitate în inimile mulțumesc publicului țintă sufletul. Pe care l-ați vizat. Îl vom lansa în curând. Îl vom lansa în curând împreună, am vrut să îl aduc în emisiune ca și mărțișor prietene mele, artistul plastic Mihaela Viorela Martin. Ce frumos. Sunt minunate tablourile. Mulțumesc, pe coperta 1 este misterioasa fată în mov. Este misterioasă pentru că ea este o sumă a emoțiilor și a sentimentelor noastre. Poate fi oricare dintre noi, femeile din viața celor dragi. Iar pe coperta 4 este un tablou pe care Mihaela l-a gândit special pentru mine de lumină, și l-a simțit practic. Special pentru mine, m-a asociat cu un nufăr la care trag așa niște fluturași foarte colorați și am ținut foarte mult ca artesa să apară cu ambele tablouri pe copertă. Este un volum altfel decât cel cu care i-am obișnuit pe apropiații mei, pentru că nu are numai versuri, are și pagini de jurnal, abia are și gânduri și impresii am ale să trag mele. Pe dreapta spre București să citesc poeziile despre cei dragi Raluca și mi-am dorit din tot sufletul ca primul exemplar să ajungă la Mihaela cu tot sufletul și cu toată dragostea mea. Și am vrut, am ținut neapărat să ți-l dăruiesc în emisiune, Mihaela. Mi-ai făcut surpriză, cu toată dragostea și cu... A, deci chiar a fost o surpriză. Chiar eu am crezut că este o regie. Da, mi-am dorit să fac în acest an, în această lună a femeii, un cadou femeilor dragi din viața noastră, prietene, mame, soții, iubite, prietene, partenere de dialog ale bărbaților, pentru că... Ce bine a spus, partenere de dialog ale bărbaților. Da, pentru că ele sunt un adevăr, o realitate frumoasă în viața noastră, o sursă de lumină, de iubire și de culoare. Și la cât de frumos vă strălucesc ochii, suntem surori astrale, sigur, și doamna de dinaintea noastră și doamna Viorela. Doamna și ne regăsim Carmen, în aceeași da, familia... Da, sigur că da. Și vă felicităm poezii. Din toată inima pentru din nou culori vibrante, din nou mov, din nou tablouri care explodează de lumină. Și cred că o să încheiem cu această culoare care este vibrantă și ce conotație are culoarea mov? Cred că foarte puternică spiritual, un impact înălțător și vindecător, cum este și verdele, ca o renaștere, ca o eliberare și ca o înălțare, exact da. Așa cum o purtați, așa vă și amprentează. Așa o regăsesc, una dintre culorile cu înaltă rezonanță divină, cum sunt albastrul, culoare de aur energetică, firește. Da. Culoarea zânelor. Într-o notă așa optimistă, mov, nu? Într-o notă optimistă, mov, chiar dacă pe mine... Eu sunt moderator de verde. Eram curioasă cine este fata în mov. Mi-a spus la telefon despre ea și am cunoscut-o în emisiune. Este extraordinar. Sunt fericită că o cunosc. Și o să citesc în încheiere o poezie, da, cu permisiunea cu mare bucurie. Tu ai deschis acolo la o pagină. Se aprind iubiri. Așa. Te las să citești, Mihaela, chiar da. Voiam să-ți propun să deschizi cartea, da. Să vedem unde s-a deschis. Un singur lucru aș vrea să mai amintesc. Este acolo în carte, în volumul dedicației, eu am lăsat semnul de carte la pagina respectivă, este o dedicație special pentru tine, care se numește, poartă titlul de Prea mult dor. Te voi lăsa să-l descoperi, să-l savurezi acasă, mulțumesc, volumul. Aș vrea doar să spun că
volumul acesta și dedicația făcută ție are și un motto, sunt cuvintele Virginiei Woolf, mi s-au părut foarte, foarte frumoase și potrivite relației noastre. Sună așa, uneori mi se pare că nu ești femeie, ci lumina ce cade pe flori. Se potrivește și cu coperta, cu nufărul și cu fluturii, se potrivește și cu această primăvară în mov, pe care da. Vă doresc și ție și invitatei tale frumoasă. Nu pot să spun că de la un timp chiar văd, și... numai doamne, mov, adică totul mi se întâmplă. Da, și uite, n-am venit amândouă în mov astăzi, emisiune, nu întâmplător, da. Nimic nu e întâmplător. Am fost invitată la un eveniment unde dress code era mov. Adică... Eu am fost coruptă de dumneavoastră, mi-a spus că vă place verdele și am căutat o creație a mamei mele din anii 80, ceva old fashion, să port verde, să vă bucur. Da, da. Este super, dar în mov am vrut să mă îmbrac. Am vrut să iau mulțumesc, verde și n-am putut și am atras culoarea. Poezia se numește Se aprind iubiri. Se aprind ninsori în albe clipe de april și sufletul visează cu vis se de copil. Mie dimineață gândul și mie plin de stele, întinerit de raze calde cu minți și subțirele. Se aprind iubiri în verde în mugurire. Se aprinde bucuria în dulce amintire și primul curcubeu de april devine al tău surus în inima învoioasă, în taină bine ascuns. Se aprind ninsori din nou din florile de april, se nasc speranțe mari din vise de copil, se aprind uitări pierdute prin vechile amintiri, se aprind adânc în inimi noi iubiri. Fata mov. Splendid. Vă aplaudăm fără să facem gălăgie și microfonie. Da. Splendid. Așa vă dorim. Binecuvântări, inspirație și longevitate. Emisiunea din această lună, din luna martie, luna mărțișorului. Mărțișorul meu de luna aceasta a fost doamna Georgiana Ștefănescu. Mulțumesc. Deci sunt un personaj, un mărțișor, o zână de verde. Și al doilea mărțișor a fost volumul de poezie al Ralucăi Hana Sandu, Fata Mov. Este o mare onoare pentru din suflet pentru și noi. Cu tot sufletul ți-l dăruiesc. Vă mulțumim, Mihaela, și vă așteptăm și în luna aprilie cu o altă emisiune din povești pictate.